Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Ciprian Jașcu. În această seară discutăm despre agricultură și nu numai. Invitatul meu este senatorul George Scarlat, președinte al Comisiei de Agricultură din Senatul României. Bună seara, bine ați venit la noi. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Știu că astăzi au fost câteva dezbateri, câteva lucrări importante la Senat. Mulțumesc că ați avut timp să treceți și pe la noi, pentru că aș vrea să știu dacă veniți cu vești bune pentru Gălățeni. Mă interesează în primul rând de Gălățeni, nu numai pentru români. Știu că acolo în Senat se iau hotărâri care se duc practic, se răsfrâng asupra întregii țări, dar gălățenii vor să știe ce faceți pentru ei și cu ce lucruri bune veniți de la Parlament, pentru că de regulă, știți, vin numai vești proaste sau se prefigurează așa niște nori negri, cel puțin la anul. Domnul Ciprian, în primul rând mulțumesc pentru invitație și că îmi dați ocazia să putem să transmitem și ceea ce facem noi în Parlamentul României. Pentru mine personal, mă întorc întotdeauna acasă pe străzile din Liești, în județul Galați, și clar astăzi, într-adevăr, am avut o comisie cu ceva mai multe dezbateri, 3 acte normative importante, proiecte de legi de aprobare a unor ordonanțe atât de mult așteptate de către gălățeni, și când spun gălățeni mă refer strict la sectorul agroalimentar din județ, cu privire la ceea ce înseamnă seceta pedologică din ultimii 3 ani de zile, dar cu precădere în anul acesta agricol, unde guvernul prin Ministerul Agriculturii a promis niște sume fermierilor din județ, Galațiu fiind în primele 3 județe afectate de secetă pedologică. Din nefericire, la capitolul acesta și din păcate sunt ultimii 3 ani în care fermierii au fost grav loviți de acest fenomen extrem. Sunt sume foarte mari și sunt pierderi Cu ce ajutați? Bun, spuneți că să-i ajutați. Acum ce am făcut? Prin proiectul de ordonanță am încercat să eliminăm formula lui domnul ministru Daia, da. Prin care se calcula, era o formulă în care spunea că dai 1500 de lei pe hectar, dar în realitate le-a dat doar 375 de lei. Astăzi, în discuții și în dialog cu Ministerul Agriculturii, s-a stabilit suma de 1000 de lei per hectar pentru toate hectarele care sunt calamitate peste 30%. Cumva, și de asta am eliminat această formulă și eu sper, pentru că am avut un dialog și aseară cu domnul ministru Boloș la evenimentul pe care l-am avut în cadrul Partidului Național Liberal, și ne-a asigurat că încă de acum câteva săptămâni aproximativ 2 miliarde de lei au fost alocați pentru aceste despăgubiri cu privire la seceta pedologică. Deci fermierii gălățeni vor primi 1000 de lei per hectar. Cei care au depus procese verbale sunt însumate deja. Galațiu cred că este al 3-lea județ după Dolj și Olt. În total, la nivel național, sunt aproximativ 106.000 de cereri, vreo 1.600.000 și ceva, 1.700.000 de hectare, dar ei vor primi. Ar fi trebuit să primească până pe 15 octombrie. Aici nu și-au făcut lecțiile în interiorul Ministerului Agriculturii, acte normative, birocratice, e bine de primit și săptămâna viitoare. Eu sper ca undeva la finalul săptămânii viitoare să sumele să fie alocate către Direcția Agricolă Județeană, Galați, și Direcția Agricolă Județeană să facă ordine de plată către fermieri. Vorbim despre secetă. Știu că sunteți la curent cu ce se întâmplă în Galați. Care e fenomenul de nu mai există sisteme de irigație? Ce ar trebui făcut cumva? Nu. Avem infrastructură. Aici am tot explicat-o gălățenilor și fermierilor. În 2012, când am devenit cu sprijinul gălățenilor, am fost ales deputat în Parlamentul României și am făcut parte ca membru în Comisia de Agricultură, i-am încurajat în a prelua infrastructura principală de irigații către forma administrativă privată, pentru că am conștientizat că statul nu va avea bani și statul este cel mai slab administrator. Adică ce spuneți dumneavoastră, fermierul se ia el... Și au preluat, s-au făcut federație, s-au constituit federația, mai multe OAI-uri au format, da, o federație, Federația Câmpia Covârlui, au preluat infrastructura de irigații, tot ce înseamnă Câmpia Covârlui și Podișul, de la Galați, de la Dunăre, până SP... SRP1 Vânători până la Tecuci. Bun, și în ce stadiu este el? Că
Din păcate, astăzi când vorbim, ca să fac, e o, de o emisiune întreagă acest subiect, atât de important pentru Gălățeni. O să dezbatem, eu vreau doar pe scurt să vă spun că, și să-i asigur pe cei de acasă, că legea de preluare înapoi a infrastructurii în administrarea statului, de ce? Pentru că au apărut legea pe care am, în cadrul acestui mandat, am suplimentat la 1 miliard de lei investiții pe domeniul infrastructurii de irigații, de secare, eroziunea solului, și Galați a fost văduvit tocmai pentru faptul că această infrastructură aparține în administrare privatului și nu poți să dai bani de la stat, să dai privatului. Și atunci trebuie preluată din nou de către ANIF Galați, ANIF Central. Da. Am făcut toți pașii necesari. S-au legat aici ministerul, în perioada în când am fost secretar de stat, am ținut locul domnului ministru Oros, am și semnat un ordin de ministru prin care am obligat ANIF-ul să preia infrastructura. Colegii de partea juridică și la ANIF au spus, domnule, nu ne permite legea, pentru că infrastructura trebuie preluată la stadiu la care ea a fost predată. Ca și când parcă totul s-a predat, nu s-a predat din birou, s-a predat pe teren. Și vă dați seama, după 12 ani, 14 ani, infrastructura n-are cum să fie. Exact. Ba chiar în anumite locuri a suferit modificări în bine. S-au implementat păi două proiecte. Distrugi ca să dai la loc. Adică exact. Și în momentul acesta am modificat legea în Senat, atât timp cât am fost președinte al Comisiei de Agricultură și numai avem peste, am peste 97 de inițiative legislative, dar am venit și am modificat legea astfel încât ANIFO, agenția, să poată interveni, să se autosesizeze acolo unde nu este administrată cum trebuie sau dacă dorești într-adevăr să modernizezi infrastructura, să o poată solicita înapoi, bineînțeles în urma unui verificări și a unui proces verbal de predare primire, cu tot cu îmbunătățirile făcute și dacă cumva sunt și constată și lipsuri, în momentul ăla administratul până la acea dată să răspundă de acele lipsuri. Dar nu blochezi un județ întreg pentru că nu dorești. Trei și aici vreau canal 2, și da. e un minus, e un of al meu, pentru că se închide un mandat acum, legea a plecat de la Senat, a fost votată în unanimitate în comisie și în plenul Senatului, e la Camera Deputaților și stă la sertar. Am vorbit și cu omologul meu, care este astăzi fostul ministru, domnul Chesnoiu. Din păcate, se închide un mandat, vă dați seama, mai avem poate o lună de zile. Să reușește. Cu siguranță, da, mi-au angajamentul ca în viitorul mandat, în prima parte, în prima oară în viitor, această lege să fie votată și promulgată și de către președinte. S-a rezolvat problema de preluare. De ce de preluare? Pentru că v-am spus, aici e ca în familie. Cu cât ai mai mulți copii la masă, încerci să-i hrănești pe toți. Numai că suma fiind relativ mică, au luat bani Brăila, au luat bani Dolj, au luat bani Oltu și aici trebuie să facem fond comun. Și nu vorbesc aici de politică. Dar trebuie să înțeleagă atât președintele Consiliului Județean, pentru că le-am adus la cunoștință colegilor din coaliție, pentru asta, pentru că este interesul nostru, a județului și a Gălățenilor. Eu cred că în momentul în care e vorba de interes. Sper să ne dăm mâna în interesul ăsta. Trebuie să existe exact o gândire colectivă și numai de îndatorate bineînțeles. Politice aici interesul gălățeanului. Păi, da, și asta am reușit, pentru că Galațiul, datorită fermierilor, sunt organizați și sunt truditori și muncitori, e pe locul 1 la proiecte de absorbție pe fonduri europene pe infrastructură secundară. Adică acolo unde pe infrastructură secundară ei au reușit și au gestionat și și-au făcut proiecte și au dezvoltat infrastructura, nu a rămas decât infrastructura principală, unde intră în atributul statului de a aduce apa pe canalul principal, de acolo de unde ei se alimentează pentru infrastructurile secundare. Avem un bazin de apă atât de mare că cel mai mare bazin. Da. Suntem județul hrăzit de bunul Dumnezeu cu cele mai multe ape și subterane și subterane. Pentru că din nefericire am traversat și în anul ăsta 2024, ținând cont acum câteva săptămâni, o lună și cu inundațiile din toată linia centrală a județului, ce s-a întâmplat, aia este tot din cauza faptului că a existat o oarecare neglijență în ultimii ani și din nefericire în ultimii 11 ani au existat 3 inundații. Da? Noi trebuie aici să facem din nou front comun, ținând cont de această situație, să nu trecem peste acest episod
care a fost tragic pentru foarte mulți dintre Gălățeni. Deci, înțeleg, totuși și la Consiliul Județul s-au mobilizat pe treaba asta și se caută soluții. Nu va exista. Eu am o inițiativă și sper ca toți viitorii parlamentari ai județului Galați să fim co-inițiatori la un proiect de lege cu privire la infrastructura de construcții și de modernizare a hidroameliorativă complexă pe care o are județul nostru în a moderniza aceste polderuri, aceste buzunare de apă, pe înțelesul tuturor, pentru a capta în fapt aceste viituri care vin. Ele nu dau din pâraie, din râuri. Asta este forma reliefului nostru. Da. Atât timp cât plouă foarte mult, într-o perioadă foarte scurtă, pe nordul județului, unde relieful este de o altitudine mai înaltă, în momentul ăla mătură tot spre sud, pentru că se retrage spre Siret. Trebuie găsite soluții, astfel încât această viitor, și aș da exemplu, hai să fiu înțeles, și poate într-o altă emisiune o să dezvoltăm și acest proiect, faptul că barajul la Corod, unde este Iazul, a fost golit, fiind ani de secetă, golit în atmosferă sau mai și poate secam, irigat și așa mai departe, și l-a găsit gol viitura, matca n-a fost afectată. Era jale acolo. Era foarte mult, cum a fost în 2013. Vorbeați despre matca. Aveți conștiință, oamenii de la matca au reușit să-și ducă marfa dincolo de granița Galați. Știi că îi spunea, dom'le, nu suntem primiți în stânga, în dreapta. Apropo că vorbeați și dați ocazia să discutăm chiar astăzi la comisie, am aprobat și proiectul de lege de aprobare a ordonanței 18 cu privire la sprijinul cu programa Tomata. Suntem într-o perioadă de campanie, pre-campanie electorală și aici sunt mulți colegi și unii din ei care nu sunt nici, să spun, specialiști în domeniu. O să vă rog să nu dați nume și nu, nici... Nu, nici de cum, nici de cum. Vreau să le trag atenția că acest ping-pong nu ne face bine. Ministerul Finanțelor a pus banii la dispoziția Ministerului Agriculturii. Din păcate, procesul de avizare a unei hotărâri de guvern unde sumele sunt aplicate a durat ceva mai mult. Aici, din nou, dacă nu lucram în Ministerul Agriculturii, n-aș fi știut. Am anticipat mereu ca în privat. Dom'le, dacă vrei să scoți ceva peste 2 luni, dar trebuie să te apuci de astăzi de el. Nu poți într-o săptămână, pentru că nu obții avizele la ministerele de linie. Și vor primi 1000 de euro pe 1000 de metri pătrați de hectar. Am discutat și am avut discuții atât în cadrul Ministerului Agriculturii, așa cum în 2020 am dat pentru sprijin pentru legume în spații protejate, dar nu numai pentru tomate, și pentru un număr de minim 7 legume, ardei, economii de varză și așa mai departe. Mă bucur că ordonanța așa a ieșit și vor primi banii. Știți cum este. Fermierul, în general, atunci când mai trece și printr-o năpastă, cum a trecut în județ, are nevoie și după un an cu secetă, chiar are nevoie de capitalizare. Acești bănuți nu le rezolvă toate problemele, dar 1000 de euro pe 1000 de metri pătrați de solar îi ajută foarte mult pe beneficiar. Cred că undeva săptămâna la finalul săptămânii viitoare ar trebui din nou Direcția Agricolă Județene să facă plata pe dosarele pe care le au. Am o curiozitate. Acum, mă rog, profit de prezența noastră în platou. Unde v-ați simțit mai în folosul Gălățeanu? Unde v-ați simțit mai bine? Când ați fost secretar de stat, când ați fost în Camera Deputaților, la Senat, unde a fost, unde, dom'le, aici am putut eu să fac mai bine pentru Gălățeni? Unde v-ați simțit mai... Da, e foarte bună întrebarea. M-am gândit și eu, dacă e să răspund așa la cald la această întrebare, mai util, cu toate că nu mi-am dorit, dar atunci venind în județul nostru pentru prima oară când a fost numit ministru domnul Oros, mi-a spus, vreau, văzând întâlnirea mea cu fermierii, relația strânsă pe care o am, vreau să vii secretar de stat. Și am spus, nu vin Adrian, sau dacă vin, și a insistat de câteva ore, și dacă vin pentru maxim 365 de zile, de ce? Tocmai să văd și eu care este activitatea în executiv, de nu merg lucrurile atât de bine sau nu merg cum ne-am imaginat noi fermierii că ar trebui să meargă. Ce am acceptat chestia asta. E foarte greu să lucrezi cu funcționarul public.
nu este imposibil. Dar din... Păi funcționarul din, public are multe... La apără și legea are exact. Multe astea, pentru că în calitatea mea de secretar de sat, unii au spus, domnule, am mai plimbat noi și miniștri și secretar de sat. N-a fost chiar așa. Au dat petreceri când am plecat din Ministerul Agriculturii, pentru că îi puneam la treabă. Da, acolo m-am simțit cel mai util în poziția de secretar de stat, pentru că a depins de tine. Am avut și încrederea ministrului, am avut foarte multe atribuții din partea ministerului și am mers la foarte multe ședințe de guvern. Am reprezentat ministerul în locul ministrului și am trecut foarte multe acte normative. Știam în 2002, scheme de ajutor, știam despre ce vorba, am intervenit drept dovadă din 2020 și astăzi, într-adevăr, pe cadru temporar, cu privire la criza atât din punct de vedere a acestui conflict militar pe care îl avem în proximă la graniță, Comisia Europeană a dat posibilitatea statelor membre din bugetul național, că aici nu înțeleg fermierii, nu e vorba de bani europeni, vorba de bani din bugetul național și toate aceste scheme de ajutor, că a fost pe sectorul vegetal, că a fost pe sectorul zootehnic, în industria alimentară, s-au perpetuat și bine au fost, pentru că în ultimii 4 ani de zile am tot avut astfel de scheme de ajutor. Fermierii sau producători? Să răspund, iertați-mă, și să închid. A fost un prim mandat 2012-2016 în care, într-adevăr, mulți dintre cei vechi parlamentari, domnule, nu te zbate, că n-ai să schimbi tu lumea. Consider că mi-am pus amprenta în foarte multe acte normative și am îmbunătățit. Și am fost o echipă valoroasă în 2012, cu oameni, cu fermieri adevărați parlamentari, cu domnul ministru Daia, am fost coleg 4 ani de zile. Dar, acum, în mandatul de senator, consider că am fost mult, având experiență atât din legislativ cât și din executiv, am reușit să am mai multe inițiative și să-mi pun amprenta pe foarte multe proiecte de lege de modificare a ordonanțelor. Una e să gândești în minister și să aibă amprentă și rezonanță în teritoriu când o implementezi și alta este după o lună de zile să vii în fața fermilor și să fii sunat, pentru că noi am avut ședințele deschise publicului întotdeauna. Și au spus, doamne, noi ne lovim de problema asta. Uite, îmi vine în cap acum chestia cu permisul cu tractorul. Da? Pentru că am spus, doamne, facem infracțiuni pe toți, băgăm toți fermierii în pușcărie. Despre ce e vorba? Și în Senat asta am simțit. Din păcate, Senatul este prima cameră sesizată. Nu este cameră decizională, așa cum este Camera Deputaților. De aceea mi-am dorit foarte mult și sper cu sprijinul fermierilor și a gălățenilor în general să mă reîntorc în Camera Deputaților, pentru că sunt și am foarte multe inițiative care sunt încă la sertar și sunt în Comisia Decizională la Cameră. Am zis, discutam cu mulți producători și spuneam, domnule, ce se aduce din altă parte, exemplu din Ucraina? E mai ieftin decât producem noi și nu apare cumva o competiție neloială. Așa este? Sau da, așa este. Există această competiție neloială. Am sesizat acest fapt la comisie. A existat și acum câteva zile și felicit formele asociative din România pentru prima oară. După foarte mulți ani a fost ședința Copacogeca, o formulă super al fermierilor, ca și reprezentare la nivelul comisiei, a avut loc în București, în România. E foarte important acest lucru. Suntem cu membrii cu drepturi depline și cu vot. Chiar în 2020 am fost primul. Le-am plătit, mi-am asumat semnarea ordinului de plată pentru o plată a cotizației României la Copacogeca, care nu este simplă, aproximativ 540 și 550 de mii de euro. Și acolo, în fapt, se dezbat politicile europene și se iau decizii. Numai că trebuie să învățăm să și negociem. Bineînțeles, în contextul nostru zonal, cu Ungaria, cu Polonia, cu Cehia, alături chiar cu Bulgaria, pentru a crea o contrapondere la ceea ce înseamnă Franța, Germania și nu numai. Cu privire la prețurile astea, da. La prețuri, v-aș da exemplu ouăle. Da, pe ouăle se vând cu 0,6-0,7 lei la raft, pentru că vin foarte ieftin din Ucraina, dar am distrus și riscăm să băgăm în faliment industria producătoare de ouă. De ce? Pentru că noi respectăm
directivele europene, regulamentele și tot ceea ce ne impune Comisia din punct de vedere a practicilor și a practicilor comerciale și a practicilor de producție, corect, da? Și cu privire la siguranța alimentară, pe când confrații noștri, dacă mi este permis, ucrainieni, acum că trec prin asta, înțelegeți, le întindem o mână, dar nu să-i omorâm pe ai noștri. Și deci sper aici, dreptate, totuși, cum, voiam, da, au foarte mare dreptate. Eu am crezut că exagerează un pic și acum, dacă profit de prezența noastră, că știți mai adevărat, bine. Este adevărat, pentru că vă dați seama, costurile la noi sunt de undeva la 0,7-0,8, chiar spre un leu. Și le vând. Pentru că foarte mulți spun, dom'le, a vândut porcul scump, a vândut ouul foarte scump, uitați fermieri. Nimic mai fals. Picătura chinezească aici, partea de ceea ce înseamnă publicitate, în partea de media, a comerciantului mare, toată lumea vrea să meargă și românul merge la supermarket. Supermarketul spune, s-ar putea de Crăciun să crească prețul la carnea de porc, de Paști să crească ouul. Păi normal că crește, că așa a fost. Cererea a fost ceva mai mare față de ofertă în acea perioadă. Asta nu înseamnă că câștigă fermierul sau câștigă procesatorul. A câștigat marjă de profit comerciantul. Da. Și aici este, dacă noi ne-am educa din ce în ce mai mult familiile, copii, prietenii, să spun, bă, mergi la raft. Pentru că ne convine acest comerț civilizat pe care îl fac marele magazine comerciale. Dar să mergi, să te uiți la produs, să ții produs în România. De către cine e produs? Partea, să cumpărăm doar ceea ce este produs în România, în momentul ăla ne ajutăm mult mai mult industria și economia națională. Nu găsim produs românesc, da, produs în România, în momentul acela să refuzăm a cumpăra produse care au cu totul un alt producător pe cod. Pentru că, din nefericire, sunt foarte puține produse românești pe raft. Sunt foarte multe produse de import. Dar care e misterul? Adică nu produc România atât de mult sau nu prea au acces la piața asta? Nu, dacă m-ați fi întrebat, una din proiecte de lege pe care am ținut foarte mult în acest mandat a fost transpunerea directivei 633, practici comerciale neloiale. Ce înseamnă asta? În Europa s-a constatat un fapt că cel puternic impune reguli celui mic. Noi astăzi, procesatorul, industria românească de produse alimentare nu reușește să se așeze de la egal la egal în negociere cu ceea ce înseamnă supermarketuri și hipermarketuri în România. Și acele contracte de furnizare sunt impuse. Preț, taxă la raft, tot felul de taxe care sunt adăugate în prețul de cost al produsului final. Îl plătesc românii cu toții. Și bineînțeles și industria. Și mai mult mai multe practici. Duci legume, duci un tir de ceapă, dacă îl predai, îl cântărește, dacă lui s-a stricat în 3 zile din varii motive, din vina lui, în momentul ăla te chema înapoi și spunea producătorul, da, ia-ți marfa înapoi, nu ți-o plătesc pe asta. Stai mă, eu ți-am dat-o bună acum 2-3 zile. Asta este o practică comercială neloială. Am tradus și am transpus această directivă în lege națională. Ea, într-adevăr, a avut câteva modificări la cameră, esențiale în anumite puncte, și a venit tot în favoarea lor. Dar au rămas și lucruri bune în lege. O să-mi permit să intru un pic în viața noastră privată, mai avem 2 minute și ceva și totuși am niște întrebări, poate și gălățenii vor să știe. Cu drag. În primul rând, ați activat foarte bine în sectorul privat. V-a afectat munca asta din trecerea spre în Parlament, de exemplu, v-a afectat partea de muncă privată? Politică? Adică ați plecat la Parlament, bun, și ați lăsat ceea ce făceați acasă, în mediul privat, ați lăsat cumva mai și pe planul 2. Cine spune că poate să facă și politică și afaceri, se înșeală. Nu poți. Nu poți să le faci pe ambele sau să faci bine. Da, m-a afectat, să răspund concret, în viața privată, în partea mea de antreprenor, am fost afectat pentru că nu faci lucrurile așa cum le-ai face dacă ai fi tu acolo, dacă ai administrat tu zi de zi. Așa că odată la 6 luni treci că trebuie semnat în calitate de administrator, de asociat unic sau acționar să semnezi bilanțurile, nu-i tot una. Da, din punctul ăsta de vedere m-a afectat mult și am văzut diferența între primul mandat de deputat și pauza pe care am avut-o, aproape mi-am dublat activitatea privată. Da, am și satisfacția faptului, cunoscând în domeniul în care vin, cred că am îndreptat anumite lucruri și am și satisfacția faptului că ceea ce am învățat și am expertiza din partea privată, am reușit să o pun în practică prin legi. Și unele dintre ele care au venit cu adevărat. Și ați dat exemplu aici scurt,
ceea ce însemna la construcții scutirea pe viramente, pe salarii, am introdus-o prin lege, semnată de către mine, ulterior, și aici o poveste, de între grupul Partidul Social Democrat, și a fost aplicată doar un an de zile. Cu, clar, cu valoare adăugată în tot ceea ce a însemnat sectorul agroalimentar din România, mărind salariile angajaților noștri. La 1 decembrie, când a venit, s-a schimbat partea de guvern, a fost cu aceste. Și ultima întrebare, cât vă înțelege familia? Că sunteți plecat tot timpul la Parlament și, bineînțeles, că, până la urmă, cum le punem în balanță, familia are nevoie de dumneavoastră acasă. Așa este. Cel mai și susținător al meu și la care țin foarte mult, în primul rând, este tatăl meu și, bineînțeles, și mama și întreaga familie și îmi spune, trebuie să te gândești ce trebuie să iei chestia asta, că a văzut, nu e simplu când ești acolo, mai dacă eu știu, nu poți să mulțumești pe toată lumea sau nu poți să faci toate lucrurile așa cum ți-ai dori. Corect. Și mai sunt și nemulțumiți și îi afectează chestia asta și simt, zic, băi, am intrat în politică, chestia asta este, mergem mai departe. Mai feresc, da. Nu, și spun, am tot ceea ce bunul Dumnezeu m-a putut oferi, am o familie frumoasă, am copii, sunt alături cât pot de ei. Dar, știți, am și vorba aia, atunci să nu criticăm dacă nu ne implicăm, domnul Jascu, pentru că dacă tu, acolo unde ești, că ești consilier local, într-o administrație publică locală, că ești la nivel central, că dacă noi, ca și spirit civic, lăsăm totul deoparte și doar criticăm, dar nu ne implicăm, în momentul ăla să nu avem, eu știu, satisfacția că, dole, am făcut și eu ceva, doar am criticat. Nu, haideți să încercăm cu fiecare să putem să ne schimbăm. Doar așa putem să devenim o țară mai bună și să fim mai buni noi cu noi și să fim mult mai uniți, dacă ne implicăm. O să continuăm discuția într-o altă emisiune, m-a epuizat timpul pentru astăzi. Mulțumesc pentru prezența. Eu vă mulțumesc, o seară frumoasă tuturor gălățenilor și sper să ne revedem. Noi vă așteptăm cu vești pentru gălățeni, că aveți ce aduce acolo. Cam atât pentru astăzi, rămâneți pe TV Galați.